Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Și eu știu să cânt. Astăzi am un invitat special și am aici alături de mine pe doamna profesor Liliana Tănasă, o fostă colegă de-a mea de facultate, ne cunoaștem de foarte mulți ani, am fost colege și la liceu. Am fost amândouă la liceul de artă, bune prietene în copilărie, bune prietene am rămas până acum când nu mai suntem așa de copii, bineînțeles. Noi încă suntem cu inimă de copil, cu inimă tânără, dar nu mai suntem copii. Și pentru că, eu știu, ne cunoaștem de atâta timp, am adus-o aici să ne spună despre orele de educație muzicală. Dumnezeu este profesor la școală generală, la școală gimnazială, și am adus-o aici ca să ne spună cum este cu orele de muzică acum în perioadă de criză. Bine, nu acum că este vacanță, dar în general, când este perioadă de criză. Bună ziua! Bine te-am găsit, scumpa mea colegă. Mă bucur din tot sufletul să fiu alături de tine, ca din totdeauna și chiar din facultate. Țin să-ți mulțumesc pentru tot ajutorul și pentru tot ceea ce a fost și vom face împreună. Sper colaborarea noastră să rămână de la colege, prietene și nu se știe niciodată. Și să intru în subiect, așa cum ai zis. Deci, după lunga asta perioadă care m-am reîntors, știi, foarte bine în țară, mi-am reluat din nou activitatea mea pe care o iubesc tare mult, pe care în fiecare zi, din suflet, plec cu gândul la acești copilași să le împărtășesc din povestea muzicii. Povestea asta frumoasă care, chiar și pe timpul pandemiei, așa cum toți mari artiști, compozitori pe care noi îi cunoaștem, clasici, romantici, dar cel mai important compozitor al lumii muzicii, Beethoven, care știm situația lui, că prin tragediile care a trecut, și nu a luptat și a mers în continuare și a scris operele cele mai mari, noi nu vom scrie, dar vrem să le facem cunoscute acestor, să le împărtășim copiilor. Bravo, acestor copii minunați. Deci și pe timpul ăsta de pandemie, de război invizibil, cum se zice, cum auzim toții, e cumplit, dar transmitem pe cale fizică cât s-a putut merge, online, studiile, orele online, chiar dacă au fost benefice, nu s-au ținut, se vor ține în caz că nu se pot, nu va fi altă posibilitate, și copiii sunt dornici să se vadă fizic. Toți dorim, pentru că muzica, deci, este frumoasă atunci când socializezi, atunci când simți și transmiți. Și mai ales atunci când o cânți. Când o cânți, toți copiii, știu, da. Și eu am avut ore de educație muzicală și știu că toți copiii vor să cânte. Le place să cânte. Și trebuie chiar educați în acest sens. Pentru că, de exemplu, sunt sigură că ai întâlnit copii de clasa a 7-a, 8-a care nu vor să cânte. De fapt, nu că nu vor, le este rușine. Exact, este rușine să cânte. Exact, dar dacă ei de mici cântă, vor fi obișnuiți și nu mai au sentimentul ăsta de jenă. Nu cânt că mă văd colegii sau... Nu, chiar dacă nu toți sunt cu, eu știu, cu ureche muzicală sau... Le frică că n-au voce. Ei zic că n-au voce. Zic, voce ai chiar și când vorbești. Deci hai să încercăm și atunci. Sunt metode tot până la... În primul semestru este un pic mai dificil. După aia, când ajungem pe la sfârșit, spre decembrie, când încep colindele, tradițiile, ei mai vor să facă un bănuț, ceva, toți vor note mari, deci sunt posibilități de a-i face să cânte și doresc atunci să cânte cu toții. Sigur. Și, sigur. Deci muzica ne aduce, ne împreunează exact. În toate momentele. Așteptăm să treacă perioada asta de criză și să ne întâlnim din nou, eu știu, în ansambluri corale.
Sigur, să ne întâlnim desigur, cu, desigur. Să luăm copiii din nou, să învățăm că pot merge la colindat, că tot se apropie acum sărbătorile de iarnă, copiii trebuie să știe că nu trebuie neapărat să fii mic să mergi cu colinda. Exact. Pot fi grupuri de colindători, chiar dacă sunt bătrâni. De mici și până bătrâni, târziu, pentru că exact. Tradiția trebuie păstrată. Copiii de când știu să vorbească, să colinde și bătrâni. Eu personal am văzut grup de colindători cu bătrânii satului și colinde care nu erau cunoscute publicului larg. O parte s-a mai pierdut, dar să știi că chiar am auzit și eu întreb pe copii, le dau și proiecte să facă cum erau în anii trecuți, cum sunt acum sărbătorile în familie petrecut și chiar ei spun că se adună împreună, familii cântă, sunt care le plac instrumentele și acum nu mai cum era odată țambalul sau instrumentele alea, știi, le place chitara, chiar au și organ în casă, unii din ei, și cu familia merg, studiază, vin pe la Iași chiar unii din ei și mai studiază, unii în familie, și atunci se reunesc împreună și sărbătoresc frumos această tradiție. Deci e frumos să fie transmisă. Exact, exact. Și ar mai fi ceva, întotdeauna trebuie să le spunem că pe timpuri copiii nu primeau bani, ei acum așteaptă foarte mult bani, dar pe timpuri copiii primeau mere, nuci, cozonac, colacii, turtă, turtă, era turta cu julfă la noi, la moldoveni. Tu mergi cu colinda? Îți place să mergi cu colinda? Nu am mers de foarte multe ori. Dar a fost distractiv cât am fost. Trebuie să mergi ca să duci tradiția poporului nostru, să o duci mai departe. La fel, exact cum spuneam, nu trebuie să-ți fie rușine, să ai așa o jenă, nu merg că sunt mare. Nu, de exemplu, eu am copii mari care mă colindă an de an, măcar pe mine. O să facem și noi, probabil, anul ăsta un grup de colindători și o să ne colindăm așa unul pe altul. Să știi că anul trecut, în pandemie, chiar am făcut serbare online cu colegii mei de la Liceul Tehnologic Victor Mihăilescu Craiu, la Belcești, extraordinar, doi profesori, domnul profesor de matematică, Arătărițe Dănuș și domnișoara profesor Marle Daniela, de educație plastică. Am decis și în ajunul Crăciunului, înainte să se ia vacanța cu copiii claselor 5-8, am făcut această serbare online superb, la care s-a vorbit despre nașterea Domnului, tradițiile, că dumnealui are și cunoștințe religioase, chiar face studiile, și domnișoara ne-a învățat să facem niște steluțe. Deci, și noi cântam colinde, a fost superbă. Deci, tot este benefic, chiar dacă este online, copiii pot învăța multe lucruri frumoase. Alături de mine mai am o invitată, o domnișoară, în clasa a șaptea, se numește, spune tu, te rog? Neica Medea. Neica Medea, și ea studiază pianul. A mai fost aici în platou, mai fost alături de mine, alături de dumneavoastră. Astăzi am invitat-o din nou să cânte. Ce o să cânte astăzi? Astăzi o să cântă Preludium. Preludiu în do major de Johann Sebastian Bach. Vorbeam de Beethoven, ia că avem un alt titan. Johann Sebastian Bach, un preludiu foarte frumos. O să-l ascultați, sunt absolut sigură că o să vă placă. Medea este o fetiță foarte talentată și foarte studioasă. Haideți să o ascultăm. Thank you.
ați ascultat-o pe Medea Neică interpretând preludiu în două major de Bach. Medea, vreau să te întreb, la ce școală ești tu? Eu sunt la școala gimnazială Vasile Conta. La școala gimnazială Vasile Conta n-ai fost la liceul de muzică, n-ai lucrat la liceul de muzică, nu? Ea tot ce a făcut la pian a făcut din pasiune, din dragul pentru muzică, pentru că îi place acest instrument. Îți place, da? Da. Eu știu foarte bine, lucrează cu mine și știu foarte bine. De asta am spus la început că este o fată foarte studioasă, tocmai pentru că îi dau piesa și de la o săptămână la alta vine cu piesa studiată. De fiecare dată, eu știu, foarte rar se întâmplă să nu studieze chiar așa mult, dar să nu studieze deloc nu cred că s-a întâmplat vreodată. De asta, de fiecare dată, copilul, și nu numai pentru copii, este valabil pentru toată lumea chiar, dacă faci ceva ce îți place, dacă faci ceva cu plăcere, în mod sigur ai și rezultate pe măsură. Și sigur. Tocmai pentru că vorbim despre acest lucru, vreau să vă spun că prietena mea, Liliana Tănase, profesor, după cum spuneam, a fost mulți ani, a fost plecată din țară, dar s-a întors la, ca să spunem așa, pasiunea, la prima dragoste, exact, muzica. A venit în țară și din nou a luat frâiele în mână și s-a dus să fie profesor, să facă meseria care îi place ei cel mai mult și a dorit să fie profesor de educație muzicală de când era mică. Da. Din clasa a patra. Din clasa a patra, atunci s-a gândit Lili prima dată. Dacă ți-aduci aminte când îți povesteam, nu cred că ți-am povestit sau nu, când eram în clasa a patra și domnul profesor de muzică, atunci așa eram, domnul profesor Borcea, mi-aduc aminte, avea o clavietă. Venea la oră și ne cânta cântecele și eu eram înnebunită. Zic, vai să cânt. Și la fiecare oră mă asculta cântecelul. Trebuia să cânt. Și mi-a plăcut și de atunci am zis, trebuie să merg la liceu de artă acolo să-mi continui această plăcere, deci acest vis. Exact, da. Exact cum spuneam. Întotdeauna, dacă ne place ceea ce facem, facem cu... Și nu-ți spun că mi-am cumpărat și o clavietă? Acum că vreau întors, da. Acum ești tu, deci, doamna profesor, da, care merge la oră și cântă la copii. Și spun copiii, am atras imediat toți curioși, ce instrument este, cum e, cum se cântă. Stăteau cu ochii așa, le luceau de dragoste, de bucurie. De unde l-ați cumpărat? Cum sună? Vroiau să cânte și ei să sune. Deci, dacă vrei să faci ceva și faci din suflet, transmiți ceea ce contează. Noi suntem model. Exact. Și cine știe, poate vom avea și noi copii care vor alege această meserie, exact, care vor îmbrățișa cu drag această meserie. Eu personal, mi s-a întâmplat și mie ceva, mi-a venit un fost elev, a venit cu copilul și l-a înscris la mine să facă cursuri de muzică. Da. A fost o satisfacție enormă pentru mine să văd copii pe care îi știu de când erau ei mititei, că vin acum cu copiilor. Deci asta înseamnă că au și încredere în profesor. În continuare, îi mulțumim tare mult Medei, îi dorim succes în continuare și cu mult drag, când o să ai o piesă din nou pe care o să o stăpânești foarte bine, vei veni aici să le împărtășești din talentul tău și din dragostea ta pentru muzică telespectatorilor și copiilor, eu știu, care se uită, iubesc, care se vor uita la tine muzica, și da, care iubesc muzica. Vom avea în continuare alte două fete invitate și o să le ascultăm și pe ele cum cântă. Am revenit și avem în studio invitate două fete, după cum am spus, o fetiță care este în clasa a treia. A patra. A patra, am rămas în urmă. Asta este în clasa a patra și se numește? Irimia Rebecca Ștefania. Irimia Rebecca Ștefania. Și o domnișoară tare drăgălașă, care știu sigur că este în clasa a 11-a acum, nu mai greșesc. Și te numești? Vițcu Miruna. Vițcu Miruna se numește. Amândouă sunt fete foarte bune, sunt laureate la diferite concursuri naționale și internaționale, care abia așteaptă
să mai meargă la alte concursuri care sunt studioase, amândouă sunt studioase, foarte talentate. De fapt, asta cred că ar fi trebuit să spun prima dată, că sunt foarte talentate. Și dacă tot vorbeam de drag, tot ce fac, fac cu drag. Cel puțin așa văd eu când suntem împreună. Rebecca, uite, am să te rog să-mi spui tu astăzi cu ce piesă ai venit aici. Astăzi o să cânt Îți voi păstra un vis. Îți voi păstra un vis. Vise, toată lumea, toți avem vise. Acum visul cel mai important este să dea Dumnezeu să se termine cu bine perioada asta grea din viața noastră, dar trebuie să fim optimiști și bineînțeles că așa se va întâmpla. Visul tău cel mai mare care este? Visul meu cel mai mare este să fiu o vedetă foarte cunoscută. Să fie o vedetă foarte cunoscută. Frumos vis. Bineînțeles, asta este vis de copil, dar care sunt sigură că va duce așa peste timp, pe care Rebecca îl va păstra în continuare. A progresat foarte mult, foarte mult a progresat Rebecca și eu zic că are șanse să-și atingă visul. Da. Haideți să vedem cum interpretează această piesă, Îți voi păstra un vis. Spune-mi, știi de cine este compusă această piesă? De Lumini... Nu, este interpretată de Luminița Angel, este compusă de Andrei Tudor. Este compusă de Andrei Tudor. Haideți să o ascultăm pe Rebecca. Voi păstra un vis și într-o zi ți le voi da. Din colțul meu de ce era fereastra mea, îți voi păstra când vii ăștia. Mii de și de chemări în sufletul meu s-au ascultat-o pe Rebecca Irmia, foarte frumoasă piesă, foarte frumoasă interpretarea, foarte frumoasă fetița, foarte frumoasă costumația. Foarte frumos. Am spus eu, foarte mult a evoluat Rebecca, copil foarte serios și cu părinți care întotdeauna au fost alături de noi, întotdeauna s-au implicat. Nu a fost ocazia când să-i spun că Rebecca trebuie să facă un lucru, că trebuie să meargă la un concurs. Întotdeauna au fost alături de ea, alături de noi, ceilalți suntem o echipă minunată. Imediat Miruna spun și le mulțumesc și părinților tăi. Acum chiar voiam să mulțumesc părinților Rebeccăi că au fost alături de noi. Suntem așa, suntem o familie și ne înțelegem unul pe celălalt și bineînțeles, exact ca într-o familie suntem alături întotdeauna unul de celălalt. Și eu știu, și ne ajutăm reciproc și râdem împreună și când mergem undeva vizităm împreună, exact așa, ca într-o familie. Dar pentru că întotdeauna Rebecca a fost alături de mine, aici o singură dată cred că ai lipsit, când ai avut un test și n-ai putut să vii la timp de la școală. Acum... că tot ziceam că ai fost tot timpul alături de mine, vreau să ne spui ceva despre tine, despre cum aștepți tu,
pentru că și pentru tine, chiar dacă ești copil, este o perioadă de pandemie, așa, o perioadă mai stresantă, să spunem, mai, care ne ține un pic mai mult în case. Cum aștepți tu sărbătorile astea? De-abia aștept să vină, mai ales Crăciunul, fiindcă iarna, în decembrie, este și ziua mea și este și Moș Nicolae și Moș Crăciun. Și Moș Nicolae și Moș Crăciun și... Na, și o să mergi și cu Colinda, probabil, cel, da. Puțin, cel puțin online. Acum toată lumea s-a obișnuit să colinde online, să știi că aștept și eu să mă colinzi, dar până atunci mai este. Până atunci o să trebuiască să, să vii să facem cor. Pentru că vreau să vă reamintesc pe această cale că va lua ființă un cor sub egida Televiziunii Infinit TV și unde o să vă puteți înscrie cei care doriți, copiii de la 5 ani până la 16 ani, o să vă puteți înscrie să faceți parte din acest cor. Vă așteptăm cu mult drag. Preselecția o să vă anunțăm noi când o să fie preselecția, va fi la sfârșitul lunii noiembrie. Și, dar acum să continuăm și să o întrebăm pe domnișoara Miruna, care este obiectul ei preferat? În afară de muzică, cu excepția muzicii. Cred că biologia sau chimia, pentru că sună științe, sună profilul științe și atunci asta fac cel mai mult, biologie, chimie și fizică. Așa, și place. Da, și îți place să faci. Profil. Exact cum spuneam, facem ceea ce ne place și facem bine. Miruna, cum te-ai apucat tu de muzică? Cum ți-a venit ție? De când cânți, de fapt? Cânți de mică? Nu neapărat la vreun profesor sau ceva. De când cânți tu așa? De când îți place să cânți? Păi eu cânt, cred că, întotdeauna. Adică nu mi-amintesc nicio parte din viața mea în care să nu fi cântat. Și de asta am vrut și să fac cursuri de canto. Îți place tare mult. Bine, se cunoaște că îți place. Să știți că Miruna și ascultă muzică bună. Este un copil care ascultă rock. Îi place rock-ul. Și tatălui tău am auzit că îi place rock-ul. Nu știu dacă îi place și mamei, dar sunt sigură că îi place mama. Și ei. Ascultă același gen de rock pe care îl ascult și eu. Adică avem... tangențe comune, ca să spun așa. Și cu siguranță vom pregăti și o piesă rock. Astăzi ce o să interpretez? Astăzi o să interpretez Unstoppable de la Sia. Noi suntem de neoprit. În primul rând, de neoprit este Miruna, pentru că ați auzit și dumneavoastră, cântă de când își amintește. Și haideți să vedem cât de neoprit ești tu astăzi. I pull my armor, I'll show you.
invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable, yeah. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable, yeah. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. I pull my armor on, show you how strong I am. I pull my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a portion with no place. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable, yeah. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable, yeah. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Da. De neoprit, foarte frumos, bravo. Mulțumesc. Miruna, de neoprit și Miruna, și Rebecca, și... Au transmis emoții. Doamna profesor. M-a încântat cu aceste două minunate elevi, care de câte ori le-am întâlnit în acest scurt timp de când m-am reîntors și am mai văzut acele spectacole superbe pe care le-ai făcut, mă uimesc și chiar le transmit și le doresc acest vis frumos și pasiunea care au pentru muzică să o continue, că o fac frumos, alături de doamna profesoară care este o specialistă, profesionistă și cu atâtea calități care are și curajul pe care el are, vi-l transmite, văd o bucățică din ea în fiecare din voi și mă minunez. Da, mulțumim frumos. Sper să reușesc și eu să vin cu minunații mei copii, chiar dacă suntem mai de departe de Iași, să știi că și acolo sunt talente, copii minunați care iubesc muzica, cu care chiar am venit la începutul perioadei când am fost cu Colinda, când s-a făcut ediția corală la conservator. Ce emoții! Dacă ți-aduci aminte... Vreau să, să spun telespectatorilor că am invitat-o pe doamna profesor să vină și cu elevi, dar perioada asta fiind grea, nu au putut să vină copiii. Dumnezeu este profesor undeva la Belcești. Și la Brăiești. Deci destul de departe ar fi trebuit să vină copiii cu mijloace de transport și am zis că nu este prea sigur, nu este sigur pentru ei și vom lăsa să vină, îi vom invita la o altă ediție pe copii ca să vadă și ei, să vă arate și dumneavoastră cum fac ei muzică, cum știu să cânte, bineînțeles. Nu facem rasism peste toți, se cântă, doar așa se numește și emisiunea și eu știu să cânt. Bineînțeles. Asta a fost pentru astăzi. Eu încă o dată țin să mulțumesc invitaților mei de astăzi, Irimia, Rebecca, Miruna Vițcu și celei de la pian, domnișoara drăgălașă de clasa a șaptea, Medea Neică. Să mulțumesc părinților încă o dată că sunt alături de ei, într-adevăr, și întotdeauna să-i mulțumesc doamnei profesor că a avut bunăvoința să vină astăzi să fie alături de noi și să vă împărtășească mai lăsăm și pe altă dată, nu? Mai lăsăm secrete și pe altă dată, cam puțin acum. Puțin, de fiecare dată, câte când pic, o să vii, tot, de fiecare dată, bineînțeles că o să avem câte ceva de spus, permanent, câte ceva nou. Da. Și atunci vei aduce și copii. Sigur, de la tine, de la școală. Pentru că întotdeauna și oriunde copii ascultă muzică și cântă. Și o iubesc și cântă. Și iubesc muzica, da. Da, cred. Și iubesc muzica. Da. Mulțumim doamnei profesor Liliana Tănase. Și eu mulțumesc. Și
acestea fiind spuse, vă doresc tuturor să aveți o zi frumoasă, o săptămână frumoasă, iar gazda dumneavoastră, Lăcrămioara Matei, vă urează să aveți multă sănătate și să ne vedem sănătoși și cu bine și alte ediții. La revedere! La revedere!